Bună ziua! Ați fost chemați la aici? Acum să vă zic o chestie. Și dacă ar veni, să vin unii ca să stea. Dacă ai o problemă majoră la nivel de... N-ați fost chemați pentru ceva sau... Nu, m-a fost în ședință. Uite ce vrea să... Ați aflat că e ședință? Avem probleme. Și ați venit că e ședință? Dar mai sunt și alte ședințe în alte localități. Sau, de exemplu, Mata, ești din Mizil sau la Babana? Ia să vă duceți dacă aveți mașina primarului în curtea primăriei de lapidare. Asta de ce nu o faceți? Ați venit aici? Înseamnă că e un scandal sau ce? Nu e. Nu, stați, domnule, un pic. Nu, n-ați venit degeaba. Vedeți vreun scandal? Dar de ce ați venit? Pentru că suntem în patrulă și am oprit. Ați oprit. Parcă vă suspectez de altceva. Mata, să-ți dai demisia, că o ai scris. Da, o ai scrisă. Corect, dar auziți... Uite, mai ești și ăsta tot așa. Nu-i suficient să-mi o dau numai, că nu s-a rezolvat nimic. Nimic, trebuie să o dau toți. Majoritatea din zol consiliul și au luat singurul el. Am înțeles. Da. Cum facem? Dacă nu ne legitimează nimeni și ne spune că avem acces. Aveți acces doar pe bază de certificat. Ok, bun. Eu n-am certificat. Vreau să-mi dai amendă. Dar să vedem dacă ești doctor, în afară de chestiile astea, dar vreau să-mi dai amendă. Da, păi dacă ei mă lasă... Domnul, aveți dreptul să intrați. Nu, dacă ei mă lasă, nu mă verifică nimeni. Dar ce nu ți-ai certificat? De ce nu faci vaccin? Au plecat băieții de aici. Uite la urlase, du-i eu acolo. Nu, au plecat băieții de aici. Eu vreau aici. Vrei, da, așa. Vreau aici. Să nu te înțepe, dar să-ți dea. Vrem să vedem dacă ne oprește ce... Atenție, vedeți că unii nu au. Unii nu au. Mă opresc eu, care n-au. Păi uite. Dacă vreți să participați și aveți boala, intrați fără probleme. Dacă n-aveți ceală... Dom'le, mai întâi scos pe aia care n-au. Nu, domnule, asta este o discriminare. Ia uite, să o oprim, ia. Mai comis abuzul, domnule. Ba da, face discriminare. Deci, în primul rând, nu știu ce grad aveți dumneavoastră. Care nu au... Nu, stați un pic. Vă rog frumos să anunțați că ați dat drumul la cameră. Am înțeles, da? Da. Anunțați-ne că ați dat drumul la cameră. V-ați anunțat că ați dat drumul la cameră? Eu nu sunt obligat. Nici eu nu sunt obligat. Deci, atenție, omul acesta trebuie să-i facem plângere. Da, mai are, înțelegi? Eu am mai depus două. Nu, ci că nu e obligat. Ba da, dumneata mă filmezi acum? Da sau nu? Anunță. Ok, de ce ați dat drumul? S-a întâmplat vreun nemernic sau ce? Aveți o suspiciune că se comite ceva? Nu. Vă solicit în mod expres să vă duceți că sus, acolo, sunt consilieri care n-au certificat. Am înțeles, se verifică tot. Dacă vreți să intrați, vă verific asta. Ce să verific? E clar, nu pot să intru, că dumneata... Dar cu cine verificați, domnule? Cu cine? Ia! Cu aplicația pe care e aplicația, domnule? Care e aplicația? Uitați, intră pe lângă dumneavoastră, uite, domnule. Uite, dânsul nu are. Dar n-are certificat. Nu ești angajat al primăriei, domnule. Ești angajat. Nu e angajat. Domnule, nu este, uite-l. Nici el nu are. Domnule, dar n-am intrat. Nu, stai un pic, uite, verificați. Nu mai mă luați, așa, verificați cine are intrat. Ce verificați? Certificatele. Am înțeles, dar... Pur și simplu, da. Cu ce? Cu aplicație? Cu aplicația, da. Liberă, da? Nu e liberă, e dată de la inspectorat și... E dată de la inspectorat, da? E telefonul inspectoratului. E telefonul inspectorat. Ok, noi nu intrăm, că dacă e discriminarea asta... Da? Eu n-am nimic împotriva nimănui, nu-i nimic. Am înțeles. Comiteți un abuz, o discriminare între cetățeni, da? Eu poate sunt alergic, poate nu vreau să fac vaccinul acesta. Nu, haide, eu nu sunt vaccinată. Nu-i vaccinată, dânsa nu-i vaccinată. Deci nu-i vaccinată. Dar mai nu sunt. Se întrunește consiliu, dacă nu. Ia nu are majoritate. Dacă aveți. Nu, dânsul. Nu are majoritate, dânsul. Domnule. Probleme la inimă, dacă aveți. Domnul meu. La nu, domnule, că dânsul nu are. Ia verificați. Dân dragoste, dân găsire. Ia să vedem. Lasă-o ușor. Uite. E discriminare. Da. Nici eu. Uitați. Deci dacă s-ar termina cu această discriminare, m-aș vaccina. Ia. Nu poate să participe la ședința de consiliu. Dragii mei, trăim în România vremuri, dar ce faci omule, ești afară, nu ești? A venit cu certificat fals, la cuvete, ce? La ce? Pumnangiule! Pumnangiu! Nu se dea cu pumn! Care este jignirea? Care e jignirea? Coader Valerică Nunel, da? Nu, băiatul ăla, știm, suntem gomiși. Omul! Păi el îl contestam. Ai ieșit afară, nu vedeți?
Deci mai sunt încă vreo doi. Mă duc la toți. Domnule, faci discriminare, faci un abuz. Dumneata, Constituția României o știi? Unde scrie în Constituția României așa ceva de acest certificat? Corect. Unde scrie? Uitați-vă la dumneavoastră cum a făcut. Ce lege mi interzice? Nu, ce lege mi interzice? Spune-mi legea. Legea, care mi interzice? Nu poate să mă oblige să mă vaccinez dacă eu nu da, sunt de acord. Da, nu obligă. Uite, cetățeni care au, aveți vaccinul? Nu are vaccinul. Nu obligă nimeni. Uite, nici tu nu. Dar nici, ea ce caută? Ea este cei consilieri? Ce este? Poate să asiste. Poate să asiste. Dar de ce e aici? Poate să asiste. Ce trebuie să asiste. Da, dar nu este, nu este din comună. E cetățean. Ba da, este. Dar nu-i din comună. Este, mă, este. E fostă salariată. Uite, mă, așa trebuie, de asta trebuie să avem și noi. Da. Vedeți? Nu de la... Ce faci? Băi, dacă nu... Tovarășul, state, de România. Ce faci, omule? Dă-mi 100 de euro și-ți dau de asta. Vezi că eu filmez. Glumii, state de România, nu poți să intri la ședința de Consiliu? Ți s-a pus frână? Dar rândul trecut ai fost. Lasă-mă. Ce faci? Intră, domnule, intră. Hai, trebuie. Să vezi acum. Să vezi acum ce propune omul ăsta. Deci, ne lăsăm cu una. Să vezi ce propune omul ăsta. Cetățean... Poftiți, domnule, da. aveți drept. Poliția română face o discriminare. De exemplu, acest... Uite, nici dânsul. Ce are dânsul? Are certificat, da? Are certificat, da? Bravo. Deci poliția română a început să facă o discriminare. Unde scrie în Constituție așa ceva? Domnule, eu, numai că nu am eu steluță aici pusă, da? N-am o steluță. Noi nu insistăm să intrăm. Eu nici nu vreau să intru. Uite, uite, îl vezi pe omul? Are mască. Îl privești, da? De ce? Eu sunt... Despre ce vorbim? Am înțeles. Ai văzut cum faci discriminare? Eu trebuie să por mască. Uite, dânsul are, de exemplu, certificat? Nu, nu, hai că vă povestesc acum. Eu am fost la medic, eu m-am vaccinat antigripal. Așa. Peste 30 de zile am dreptul să mă vaccinez la... Are sau nu are certificat? Aici e problema. Păi nu, eu am fost, dar m-am vaccinat pentru că în fiecare an m-am vaccinat. Și pe primar să nu are, da? Are sau nu are? Nu, nu, nu. La mine e o problemă de... Domnule, dacă are sau nu are? Dorine, da. De unde știi tu, mă? De unde l-a cus? Așa povestea că trebuie, da? Ce faci peste 4 ani, vași pe alea la pușcării care l-a găsit? Aia, nu, acuzația aiurea. Domnule primar! Domnule politic! Are, are, are. Du-te, mă, de unde ești? Pe astea noi care angajezi acum, le vași peste 2 ani, 3 ani la pușcării și pe alea. Băi, eu am fost la... Angajezi altării. Omule, nu am eu treabă. Nu, intră toate. Nu, eu te-am băgat la pușcărie, ăsta, domn. Deci n-are nicio dovadă. Nu, n-are nicio dovadă. N-are nicio dovadă. În primul rând, sancționați-l că n-are mască. Ce n-am dovadă? Dovada care? Că ți-a băgat nevasta la pușcărie. Vă rog frumos să legitimați. Să-i dați de două ori. Domnule, nu da, domnule, nu da, domnule, nu ți-e rușine, domnule. Băi, oprește, că a vrut să dea. De ce tragi de el, domnule? Yeah. Eu îl trag. Lasă-l, băi, că a sărit să dea mine. Ce să-mi jure? E cetățean, stai la un loc. Și acuză. Domnule, cum n-am nicio dovadă că mi-a băgat nevasta la pușcărie? Nu, nu, nu-i corect. Băi, boule, dacă dovediți, dovediți. O să fii sancționat. O să fii sancționat de poliție, gata, e clar. Nu. Deci, trăim vremuri de discriminare. Ce? Ce nu mai suntem evrei cu steluță în frunte, da, în piept și pe mână? Pe tine ești general afară. Nu, am avut o altă. Suntem cetățeni care, nu, uite, eu nu vreau să mă vaccinez, că mi-au impus, că dacă nu mi-impunea, mă vaccinăm toate, că sunt adeptul vaccinărilor. M-am vaccinat antigripal, că am vrut eu. Că vrei, dar ia. Dar nu vreau pe asta. Păi da, ia. Mai sunt de trei. Dar Mădăline, tu ai, mă? Tu ai? Așa, Florine. Ai, a? Bravo. Da, 12 clase ai cu bacul? Bravo, bravo. Unde ai luat bacul, domnule? Unde? Mi-ai zis prima dată la Cioran și până... Vorbește ăștia că ai luat bacul. Ia, ia. Domnule, zice că ai luat la... Zice că n-ai luat bacul. Nu, mă simt discriminat. Adică cei care au certificate și cei care nu. Uite, ai doi consilieri care stau afară și nu-i corect.
Nu mi se pare corect că omul ăsta consilier să stea. Sigur de acest ordinar așa mă place. Băi, te rog frumos. Ia uite-l cum se uită un consilier. Uite așa, asta era de valoarea ta. Ia uite-l cum plânge. Ia atent, e nebunii, mă. De ce el intră? El intră de bani, dacă nu participă la consilier. El intră, mă, intră. Păi nu are actul, ce mai tot acum? Ia uite. Ia uite-l, mă, are bani, mă. Deci noi nu intrăm, dar el intră. Uite, au intrat. Domnule polițist. A plecat, mă, s-a dus cu băiatul Gheri. Cine, mă, ăla care mă înjura? Băi, cum acuzați voi, mă, dacă nu aveți nicio dovadă? Hai, mă, lasă, mă, i-a băgat nevasta la pușcărie. Băi, nu ai nicio dovadă. Deci dacă tu vrei să mergi cu mine, lasă-mă, mă, în pace. Te rog frumos. Yeah. Și sunt cetățeană comună, e Geană Florin. De ce ai dat-o afară? Dar ești condamnată. De ce te-a dat afară? Nu. De ce ești condamnată? Pentru că te-am favorizat pe tine. Nu, dar de ce ești aproape de primar? Pentru că am dreptul. Ai dreptul. Da. Am înțeles. Dar de ce ai fost condamnată? Pentru tine. Ce pentru mine? Dar de ce te-a dat afară? Lasă-mă în pace. De ce te-a dat afară? Nu m-a dat afară, am plecat eu. A plecat, e condamnată, ea. De ce te-a dat afară? Nu am plecat. Dumnezeu, au intrat fără certificat. După ce ai plecat dumneavoastră? Sunt înăuntru. Au intrat fără certificat. Nu cred. Ei, bine, nu crezi. Dumnezeu, deci ne faci mincinoși. Nu, nu v-am făcut mincinoși. Deci dacă noi îi spunem... Dumnezeu, vedeți, îi găsiți acolo. Nu crede. Dumnezeu, ne dați voie să intrați dumneavoastră? Nu. Nu ne dați voie. Bun, te rog frumos să iei verificat cei care n-au avut, da? Și sunt acolo. Să ne spuneți chestia asta că mințim. Omule, eu nu am nimic cu tine. Dar de ce nu te abții? În momentul de față cu tine n-am discutat. Abține-te cu acuzațiile nefondate. Înțelegi? Și cum ai acuzații nefondate? Când ai dovezi palpabile, pune-le tate. Nu le-am dovezi? Nu, omule, faci ca Dan și Dan tot așa care dovezi și bunele nu le avea, omule. Un pic, cum adică eu nu te contest ca a fi sau a n-a fi. Ce vezi până dovezi? Dovezi? Dă-le palpabile. Omule. Adică? Palpabile, să scrie în instanță că omul este cercetat pentru că a avut dreptate sau nu a avut dreptate. Cine, mă? Să aibă dreptate sau nu a avut. Omul care zici că ți-a băgat... Deci suntem în România, în secolul 21, unde se face o discriminare masivă, iar chiar polițistul nu a lăsat două persoane, să intre, pe motiv că nu au... Uite, unde sunt? Că n-au certificatul digital, da? Sunt evreul român... Hai, mă, să intrăm și noi. Nu intru. Sunt evreul român, iubesc evreii. Ce s-a întâmplat în anii 30 și în anii 40 în România, se repetă, și în România s-a întâmplat, și în Germania, parte fascistă, acum asta se întâmplă aici. Deci asta este o discriminare. Păi uite, oamenii care au spus că nu au vaccin. Da. Ei spun, da? Slănel, nu au vaccin, au intrat. Sunt patru care nu au. Uite, au intrat. Domnul comandant. Da. Domnul comandant. Discriminare. Da, domnul comandant, au intrat nevaccinați acolo, pe noi nu ne-a lăsat să intrăm că echipurile n-avem vaccin. Nu intru. Sunt vreo 4-5 care nu au vaccin. Și poliția, adică domnul Herpes și domnul Iliescu, i-a lăsat să intre. Atenție puțin. Ia. Că m-am interesat despre ce e vorba. Așa. Așa. Ăștia, dacă fac parte din consiliu, așa, se consideră că lucrează la primărie. Nu e adevărat, nu e adevărat, domnul. Nu e adevărat. Nu este adevărat. Nu există un contract între instituție și ei. Nu sunt salariații primăriei. Sau nu e angajați. Domnul șef de poliție. Dumneavoastră favorizați cumva acești oameni? Nu mă destul că faceți deschid. Domnule, alte primării i-au dat afară, i-au ținut pe geam să ținut ședința. Ați înțeles? Alte primării. Dumneavoastră ne spuneți că sunt salariați și că au voie, da? Nu sunt reprezentanții primăriei. Atenție, ei nu reprezintă primăria. Vă spun sigur. Ei reprezintă decât că... Nu, sunt consilieri. Consilierul poate să plece oricând dacă nu se prezintă, fără să-i mai nu-i să desface niciun contract de muncă. Am înțeles. Deci dacă dumneavoastră nu dați afară, eu vă fac plângere până... Vă rugăm frumos. Domnule comandant. Da. Deci consilierii aici în Ciorani sunt angajații primăriei. Deci, dragii mei, ciorăneni, vedeți că acești consilieri sunt angajații primăriei.
Domnul care a avut o agresivitate asupra mea, acum am aflat că este soțul unei persoane care a fost reținută, cercetată. Haideți să vă arăt. Nu. Face discriminare. Nu se rocinea. Mișe de costume de la noi. Da, lasă de. Uitați-l cum favorizează cu camera în brațe. Oamenii n-au vaccin deloc, dar nu sunt angajați primăriei. Domnule, sunt asimilați. Nu există. Alte primării, nu, alte primării au deschis geamul și au făcut cu ei afară. De ce acolo? Discriminare. Să vă fie rușine, domnul angajat, domnul bugetar. Domnule bugetar, să vă fie rușine, nu poliția română. Dumneata, nu mai reprezinți poliția română acum. Eu te respect că ești angajat. Deci toată lumea e angajată la primăria asta. Pe discriminare pe față. Ce vrem în România, da? Deci ăștia mai trebuie să ne mai încătușeze, să ne facă injecție cu forța. Ia uite. Hop, hop. Vino mă încoace la deschid. Fug mă toți, mă, nu vin mă. Da. Angajați primăriei. Deci vă dați seama. Consilierii, pe o să pun imediat informația, să mi-o dea publică dacă consilierii sunt angajați ai primăriei. Sau considerați și vă faceți de râs, mi-ați luat un drept fundamental, ați făcut o discriminare. Ne merităm soarta, dragii mei, în România, în secolul 21, spunem că vrem să ne ducem pe Marte, nu mai ducem pe Lună, mai al dracu, pe Marte. De cât de prost să fim să credem chestia aceasta? S-au încurcat în cele trei straturi, două straturi, Van Halen, și ne spun că au fost pe Lună, acum de ce nu se mai duc? Nu mai sunt interesate. Dar acum, unii care nu au vaccin, sunt angajați primării, dar ei nu sunt angajați primării, sunt niște simpli alegători, da, să reprezinte cetățeanul, da, dar ei sunt considerați angajați primării. Alte primării îi dau afară și îi țin la geam pe oameni. Ce vrei mai mult de atât, mă, cu Mărăcineanul, cu tot, dacă mi-a spus prostia asta că ei sunt considerați, eu o să le trimit imediat să vedem că ei sunt angajați. Da, nu intra, gata, nu, n-are rost, nu. Bă, ne-a spus, e discriminare. Ce rost are? La nunți, botezuri, se fac nunți și botezuri aici. Nu mai e discriminare. Au chemat poliția, mă, băi, au chemat poliția. Bă, sună la unul, băi. Treaba ta, sună. Dar îți iei amendă, dacă e polițistul aici, îți iei amendă. Și n-are rost. Eu n-aș suna. N-am de ce. Ce să mai fac plângeri și gata. Deci ei au venit pregătiți. Împotriva noastră, de-aia au venit polițiștii. Exact, da? Asta, deci, de ce se comportă, înțelegi, o discriminare, da? Exact ca într-o țară mafiotă. Bă, asta am văzut toți. Bă, ca într-o țară mafiotă, asta am văzut aici. De supraveghere, plus vaccinare, înțelegi? Și aici sunt suspiciuni că s-au făcut vaccinuri din astea false. Pe chiuvetă, sunt suspiciuni, cercet. Nu intru, mă, ce s-o reasună? Ce să intru? Că n-are rost să mai intru, ce mai? Gata. Îi așteptăm. Ei nu vor, dragii mei, să aflăm. Am aflat, de fapt, că avem piste de bicicletă. Am aflat că sunt bani plătiți pentru cimitirul de Ciorani de Sus, dar el nu este autorizat. Atenție, cum să investești într-un cimitir care nu l-ai autorizat, nu ai nimic? Am aflat că un gard, un banal gard, la pompieri costă sute de milioane, o clădire la pompieri care a costat sute de milioane, bani publici, răspunde, să-i vedeți pe ăștia cu lumina pe aici, deci el ca să-mi regleze celulele, deci doar celulele, aproape miliardul, bă, dar ce celule reglați, mă, voi? O să vedeți cum facem noi adrese. Atenție, țin să vă anunț că am făcut plângere pentru delapidare de fonduri. Țin să vă anunț că sunt toți dați pe mâna justiției. N-am treabă, Cornelul mi este prieten, dacă omul nu este vinovat că mi-a spus că este un om corect, sănătate, deci nicio problemă. Aici, era cofetărie, pe urmă au apărut alții care s-au adeverit că n-aveau contracte sau dacă aveau contracte era în regulă că au și plecat. Copiii sau nu știu cine, al femeii de serviciu de aici, centralele să schimbă, să cumpără centrale, o centrală de 45 de kW cu anexe și asta a costat așa enorm de mult, brazi, sute de brazi, tot așa, despre ce e vorba?
Asta este diferența dintre un român vaccinat și unul nevaccinat. Cei vaccinați intră într-o instituție publică, nu spune în Constituția României sau în orice lege adevărată, că nu ai voie, libertatea de mișcare, să intri în această clădire publică. Adică aici, ce spune, astea sunt conferințe și tot, da? Cum faci tu conferință? Da? Atunci, intrarea liberă. Deci, bă, voi sunteți nebuni? Cuvântul ăsta, intrarea liberă, adică și cum era? Și cu bani? Deci cuvântul acesta, și că intrarea liberă. Păi cum era? Cu bani? N-am înțeles. Deci ați ajuns să luați bani, mă, la intrare? Cum? Nu vedeți, bă, că vă contraziceți. Atenție, gospodari. Mască ne învață aici că suntem proști. Până acum ne-am știut. Începem cu 1-7. Centrul de vaccinare Bromihete suspendată. Da? Păi de ce suspendată? A fost suspiciuni? A, ci că umblu în zon că unul dintre șmecherași ar fi nevastă sau la un post de televiziune. Cer de cantă, deci cultură, tot s-a suspendat, nu mai nimic. Nimic. Ii așteptăm să iasă poliția, că ei de-aia au chemat poliția, vă dați seama, au premeditat, îl întrebam pe polițist, domnule, a zis, că eram în patrulă, am trecut pe aici, deci mințea, mă, bă, un polițist care a depus jurământul, spunea, da, domnule, ne-a chemat pentru chestiile acestea. Deci, bă, mințea polițistul, ce faci, bă, ia zi? Unde? Care? Deci ei tot ei sunt acolo. Băi, acolo, bă, uite acolo, mă, la bancă. A, la bancă. Aha, deci de câte ori venim noi aici, vin și ei. Aia. Înțelegi? Nicolvete, africanul și tot ăștia. Ia uite. Uite, fără măști, ia. Uite, ia. Nicolvete, primul. Africanul al doilea. Tă, mă, au măști, mă. Și-au pus măști. Nu, africanul n-are niciun. Ba da, mă, și-au pus măștile, mă. Africanul, american, ăla. Uite, pe Nicolvete, unul se uită la tine, acum. Da. Fumează, hai mă, lasă-mă, că e în regulă, da? Ia uite-l, Nicu Alvete. Să te mănânce pe tine, probabil, dacă că ești abonat. Serios, mă, băiatule. Nu mai te da vitească, te duci la pușcărie, dacă faci așa. Și le-ai și pe Romeo. Bă, Romeo, păi te duci dacă tu te dai viteaz. Așa să faci. Nicu Alvete. Iar a venit, el este aghiotant. Da. Da. Dar voi de ce nu vă duceți, bă, la scârbici? Ai lucrat toată viața tu și nu știm? Toată viața ai lucrat tu. În pușcărie, pe unde? Tupeu. Un tupeu. Un tupeu. Măi, ce să spun? Omul a mințit, un polițist, a mințit că a spus că n-a fost chemat de nimeni și că a venit în patrulă. A chemat jigdar. Ați fost chemați. Dar de ce ați mințit? Nu știm. Dom'le, dumneata, ești pe patrulă, da? Pe dispecerat, da? Și ați venit în patrulă și cine vede? Ați văzut dumneavoastră, ați preconizat chestia aceasta, da? Camera funcționează, da? Bănuiesc, da? Acum. Cum acum? Acum, da? Dom'le, vreau să vă întreb, de ce mințiți? Dar de ce nu mă lași pe mine? Nu, eu nu vreau, atenție, el probabil, eu nu vreau să intru, nici mințiți. Am forțat eu? Dar acum, dacă vorbesc cu dumneavoastră, mă cert. Dom'le, sunt persoane care n-au certificatul verde, da? O să vedem cum? Au acte că suferă cu inima și cu... Mă rog. Vreți să-ți arăt și eu acte medicale să vezi cu ce sufăr eu? Dacă e cu inima, ci că n-ai voie. M-am interesat și eu. Deci imediat, tu m-a... Imediat, bă. Da. Da. Deci s-a interesat atât de rău. S-a interesat. Ne minte pe față. Da, ne minte. Ce jurământ să mai aibă acest om? Un bugetar. Un om cu declarație de avere. Da? Care și acolo se minte în declarațiile acelea de avere. Da? Cum, domnul Chioșpec, domnule? Cum îți permiți să-l jignești? Cum, domnul Chioșpec? Cum să-l cheme Chioșpec? Este un act de jignire, să-ți dai amende pentru că l-ai jignit. Zice șef. Da. Vezi, nu mai vine unul fără.
Domnule, vreau să-i dați amână. Ascultați aici. Da. Da, domnule. Ia da, domnule, să vă ascult față. Despre ce vorbim? Da. Puneți-vă mască și da. Deci, ce vă dreptul, da? Cum? Ascultați. Au dreptul să participe la ședința de consiliu. Dar nu sunt angajați. Oameni buni, asta e o plăcere care e mare. Persoane care lucrează la primărie. Domnule, pentru că dacă vii la primărie, da. Dacă vii cu o problemă, așa, asta e accepțiunea, dacă vii cu o problemă către primărie, trebuie să ai vaccinul făcut. Dar el nu vine cu o problemă, deci el nu vine în interes personal la primărie. Este în funcție cu cetățeanul. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine. O să vă demonstrez, o să vă demonstrez că eu vă filmez și aveți și camera pornită, pentru că spune... De ce ați oprit, domnule? Gata. Gata. Împăratul, să nu vă simtă șeful că aveți bani, aveți împrumut la bancă. Că dacă vă simte și n-ați făcut ca el... Spuneți-mi și mie, cine a făcut legislația asta? Cine? A scris legislație că cei care sunt angajați la primărie? S-a decis. Cine a decis? Păi lege. Formul mai care form, cine? Domnule, că n-avem este guvern, n-avem... Nu, deci, nu avem guvern. Care unde avem, domnule, e demis. Eu nu mă bag în politică, clar. Da, da, dumneata... Așa s-a stabilit, așa... Nu, dar stați, noi o să vă arătăm că alte primării au sus clar. La geam, deschis, consilierii afară, facem pentru că nu aveți da, certificat. Eu nu știu ce decid. Dumneavoastră ne-a spus că ei fac parte, că sunt angajații primăriei, da? Sunt asimilat, sunt consilierat. A, s-a schimbat, vă schimbați. Nu, vă spune ce, asta înseamnă neprofesionist. Da, gata, măi. Eu am insistat să intru. Faceți sistemul. Nu. Ne-ați mințit când am venit acolo, o să vedeți filmarea, când spun așa, un polițist mincinos. Ne-ați mințit că nu v-a chemat nimeni. Că nu v-a chemat nimeni. Și de în patrulă, da? Cum s-a făcut? Că ați venit. De unde? De la Babana sunteți dumneavoastră. Da, da. Și dar n-aveți acea, aveți cheile de aici. Nu. Când eu, de exemplu, ați văzut tractorul ăla care era cu remor, când ne-a scris să ne matriculată? N-am văzut. Acum. Dar nu l-am văzut. Acum. Ia acolo, să tai acolo. Dar n-ai văzut. Nu cred. Nu cred, da. N-am ochi așa. Nu, lăsați un pic. Dar nu credeți când v-am spus noi că sunt trei cetățeni care n-au certificatul ăsta? A spus că nu e adevărat, că nu are cum. Am verificat, da? Au certificat. Unii au acte medicale, că dacă ești bolnav cu inima, m-am interesat. Domnule, spune de certificat. Și dacă te controlează, eu chiar îți găsește am, ceva. Nu, chiar am. Ce aveți? Ce aveți? Dar dumneavoastră sunteți vaccinat? Nu. Și cum vă simțiți când faceți o discriminare? Că spune Constituția României. Păi stați un pic, toată lumea este egală. Domnul spune, cu excepția certificatului verde. Aveți dreptate. Avem dreptate. La Constituție aveți dreptate. Iot, uite, îl vezi fără mască? Nu mă bag. Domnul, uite, îl vezi fără mască? Uite, fără mască. Cum să stau și aici și azi? Și uite, eu ți-l arătam aici. Stați în pic. Nu stați în pic. Nu stați în pic. Stați în pic. Nu, dar de ce trebuie să vă duceți sus? Stați aceea, da? L-ați văzut pe geam, da? Adică noi ieșim afară, să știți, da? Ați venit la căldură. Vi se pare cald aici? Da. Da? Da. Față de afară. Față de afară. Dar sunteți plătiți să faceți discriminare? Haideți că devine de la subiect. Spuneți ce vreți să... Mă discriminați. Eu trebuie să-mi pun o steluță aici cu o seringă și pe mână. Aici este problema. Nu vă discriminez eu. Ba, păi cu cine? Când ați jurat poporului român, când ați jurat munca asta frumoasă de polițist. De ce mă certați pe mine? Domnul, Politia scrie pe dumneavoastră. Vreți să vă arătăm ce scrie Politia în dicționar? De curiozitate să căutăm. Ce scrie? De curiozitate. Nu scrie că este organ de control, ordine și toate astea. Cu totul altceva. Dar pe mână scrie poliția. Așa este. Așa este. Astea sunt făcute. Avem dreptate, e? Da. La scris okay. Avem dreptate. Da. Bine. Am înțeles. Deci doi politiști, da? Așa. Prin care, dânsul, cred că e după la mizin, face naveta. El nu știe, săracul. Nu e mic. Nu știe mai multe, dar... Dumneavoastră aveți vaccin? Da. Aveți certificatul verde? Da. Uite, dânsul are. Fiecare e liber, nu? Exact. Este liber. Exact. Deci, dumneavoastră i-ați verificat pe cei și ați găsit și fără certificate, da? 5. Bun, dacă n-au certificate, de ce sunt aici? Prima dată ne-ați mințit... Prefectura a decis că cei care sunt în consiliu sunt considerați ca și angajați ai primării. O să cerem, la prefectură. O să cerem. S-a interesat și domnul Emil. Nu vreau de interesat, eu cer în scris. S-a interesat
Acum am scris cum să... Eu nu mai cred pe omul ăla. Am fost cine, mă? N-am fost la Babana, omul, da. Ei, ascultați-mă, da. Cum vreți să facem un scris acum asta? Nu, că nu vă trebuie, aveți camera. Vedeți când o fi să o opriți, să nu cumva să greșiți, da. Să înjurați, da. Că da. Mai sunt unii care sunt nu, pricepuți nu. Și înjura cetățeanul, nu. Vă dați seama? Nu. Înjura că-i dă el și-l omoară la oase și-l bate și că asta și-a... care și-a sumă domnului, da, da. Atenție, de... dar el parcă nu era polițistul polițist, că poliția română nu cred eu că vă învață așa ceva. Aici se făcea vaccinare. Da. Da. Domnule, să ne fie rușine la toți, că am ajuns să ne urâm între noi. Deci este o discriminare exact cum erau evrei înainte, neprimiți în magazine. Eu sunt un fel de evreu acum. Asta sunt în fața dumitale. Și nemții când aveau poliția germană, aceeași poveste. Dar acum când ne uităm... Dane? Deci, deci când ne uitam la filme și la istorie, pe Discovery, ce se întâmplau atrocitățile respective, ziceam, aaa, nenorociți, ia uite ce au făcut. Prin asta trec eu acum. Asta mă simt eu acum. Un evreu cu seringă în piept și de-aia sunt prieteni cu evrei. Am foarte mulți prieteni. Jidan, cum au spus ei, băi, familia mea a fost terorizată. De cine? De poliție. Cine mă terorizează pe mine acum? Poliția. Nu am treabă cu dumneata, că ești un băiat, nu știu ce fel de caracter ai. Și nici nu vreau să... Asta, dar am dreptul să-ți fac o plângere penală și vreau să vedem. Faceți și două dacă vreți. Că ce să fac cu două? Asta este... Domnule, pe hârtie acolo spuneți că e intrarea liberă, un popă, da? Eu v-am spus că s-a decis la prefectură. Dacă vreți să înțelegeți bine, dacă nu... Da, nu, eu nu o să cred, să-l dau la prefectură. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Că știți de ce? Cine spune să mă binecuvânteze Dumnezeu? Mă binecuvântez eu. Nu credeți în Dumnezeu? Nu cred. Să nu spuneți că trebuie să și cred că o să-mi dați amendă. Că sunt ateu. Cred că s-ar putea și la credință, dacă suntem... Ați văzut vreodată atei care se conduc această țară? Nu. Nu. Nu sunt. Toți cu mâna pe Biblie, așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu e unul pe conștiință. Ei, merge țara bine. Sănătate. Declarat oficial, atenție. Adică ce înseamnă declarat? Este și recunoscut ateismul? Dumneata, ce crezi? Nu știu, voi trebuie. Da, ortodoxismul este recunoscut? Dumneata, te-ai născut ortodox? Da. Nu cred. Nu cred. Din păcate, da. Deci, faptul că dumneata spui că te-ai născut ortodox, de ce te-ai botezat? De ce te-ai botezat? Că nu erai ortodox. Și că ai primit botezul de ortodoxie. Atenție! Te-ai născut ateu, fără credință. Dar asta este. Propria credință nu vă cunoaște. Și Dumnezeu, deci în Biblie, în credința dumitale, spune așa. Dacă ți se dă o palmă peste obraz, întoarce și obrazul celălalt. Nu mai o aveți, pentru că aveți legea mai presus de credință. Dar îmi spuneți jurământul biblic, îmi spuneți jurământul, așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa îți jură dumneavoastră. Și ce facem? O minciună. Să ne ajute Dumnezeu. Uite, vă ajută Dumnezeu să mă împiedicați. A chemat, te interlop. Da, uite, nu, a venit și piliță. Dar nu știu dacă e interlop. Domnul păsări. Da. Da, până acum n-au fost acești oameni. Acum de câte ori venim, fii bă serios, bă, că nu mă intimidezi tu, măi, harnicule. Stai liniștit. Deci am ajuns să trăiesc în România amenințat cu moartea. Că mi se dă foc la casă. Ați fost de față când m-a amenințat ieri, da? Mi s-a spart geamurile. Ați auzit când m-a amenințat ieri cetățeanul care l-a sancționat? Când m-a amenințat cu el? Da sau nu? Amenințarea n-am auzit, în jurul, da. Nu, dar amenințarea n-ați auzit-o. Deci îți dai seama, mă, Piliță era lângă dumnealui și lângă colegul a auzit, dumnealui n-a auzit. Nu e înregistrarea. Nu. O să vă vedeți, o să vă auziți. Dacă nu o să spuneți că nu ați auzit, e ca unul burlac cu polițist care n-a văzut când dădea oanii cu bățul mine și s-a întors cu spatele. Deci, când a dat să-l bată și pe tot așa, deci oamenii îmbrăcați în... Dom'le, poliția română este un brand. Nu înțeleg de ce aveți această atitudine. Ce atitudine? Păi ne-ați mințit când v-am întrebat, domnule, v-a chemat cineva? Mi-a spus, eram în patrulă. Da, eram în patrulă și... Dar ieri când v-a spus, o să vedeți și mâine, ia să vedeți pe aici. Mâine să și mâine. Păi nu, ați venit astăzi. Adică ieri a fost treaba. Când v-am chemat eu, a durat până ați venit. Noi când am venit la ședință, pac, exact ca la Cerașul, s-a chemat în afară, deci primarul cheamă
cetățenii, da, îi bagă într-un cămin, nu mă lasă pe mine, e cămin cultural, dar cheamă și jandarmi. Și avea poliție, și poliție locală și poliție lângă el, dar cheamă și jandarmi. Păi și... Adică n-a fost, deci el chema cetățenii, deci nu era, eu când v-am văzut de prima dată, mi s-a părut dubioasă treaba. Hai să mergem la aștept. Unde, mă? Eu nu... Nu, mă, nu. Deci, domnule, de câte ori vin în centru, oamenii aceștia, da, care îi găsesc în birou la primar, care îi găsesc în poartă la primar și care mă amenință cu moartea când dă foc la casă, când sparge geamurile și când mă vor omorâ. Asta i s-a întâmplat lui. Ce-a făcut poliția? Ia zi, bă, Dane, ți-a găsit măvoțul care ți-a spart geamurile? Sau ți-a tăiat roțile? Sau te-a băgat în spital? Dar ți-a dat și amendă? Dumnealui? Nu. Dar de ce, ți-a dat amendă când ai sunat la 112? Că îți spărgea geamurile, sun la 112 și îți dă toți amendă. Bravo. Sunt convins că ai pierdut în instanță. Da. Ai pierdut? Nu, mi-a dat 10 milioane să mai plătesc. Adică 1000 de lei. Da. Apel nejustificat. Păi da, dar aici s-a sunat la 112 în 9. Crezi că în parte e adevărat, că geamurile sunt sparte, dar nu mi-a fost viața pusă. Nu, nu, nu. Deci dacă tu stăteai cu spatele la geam și îți dădea cu piatră, nu era viața în pericol. Trebuia să stau cu capul la geam. Ne merităm soarta. Ia uite, au venit iar în gașcă. Ah, uite, domnule, uite, mașina aia are proiectoare în față. Nu, a trecut, are proiectoare în față. Ala nu l-are pe talon. Și dacă sunteți de serviciu, da? Astăzi, da? După ce plecați, să vă arăt, să vedeți tractoarele cum circulă. Nu mai vorbim de agricole, că poate să circule ele singure, da? Dar fără remorci, pe remorci, da? Nu au numere, n-au nimic și nu le-au înscris, s-au matriculate, nu plătesc taxe și impozite. Oh, ce să mai... Da. De ani omul ăsta n-a făcut nimic, n-a contribuit cu nimic la comună. Nu este nici vaccinat, n-are nici certificat, dar este angajatul primăriei. Omul acesta, State de România, rulează un film. Poftă bună! Poftă bună! Ne urează poftă bună, el. Ce-ai făcut, mă, omule, în viața ta? Nimic, stai în casa la părinte, la taică tu și mă trimiteai până la muncă. Eu am făcut, eu am case, bă, tu n-ai nimic. În casele lui taică tu stai. Ia uite, du-te la prietenii tăi care au făcut pușcărie, pușcăriași, chestii din astea. Asta aplaudați voi. Da? Mă trimiți tu la muncă când tu nu tu stai în casa lui taică tu. N-ai nimic pe numele tău. Iar ălaltul a făcut și el o casă, dar abia a făcut-o de prin Spania. A muncit. Și acum s-a dă bogat. Uitați-vă. Da. Uitați-vă, frate. Ce faci, omule? Măi, omule, de ce mă ameniți oamenii așa cu moartea? Păi, uite. Nu mai te uia pe mine, pe mine mă amenință când am intrat, ai filmat când mă amenința ala și mă făcea în toate felurile. Cine? Îl da. Filmezi și pe ăsta da, că da, face da. În toate felurile. Da, filmezi am filmat, eu filmat, în continuu. Nu mi se pare, nu mi se pare corect, când de-aia m-am luat de el. De cine? Păi nu l-a luat poliția. Foarte bine. Dar l-a luat poliția tata, are vreo dovadă? Pe cine, mă? Pe ăla care spunea că tu i-ai băgat nevasta la pușcărie. Că nu mai prostii vorbești. Și am spus... Omul e liber. M-am jurat, nu știu. În fine. A? Eu vreau să te întreb un lucru pe tine. Da. Dacă vrei să oprești telefonul. Hai, da. Deci hai boschetar? Hai cu mine. Deci hai să mergem amândoi. Dă-i, mă, nu-mi face boschetar. Cine? Domnule, mă face boschetar. Omul n-are mască. Domnule, n-are mască. Uite, scoate. Uite, acum scoate. Uite, domnule. Fă-te că nu-l vezi. Și-a prinde țigare acum. Uite, asta ți-am demonstrat. V-am demonstrat ce mai tot atâta. Mergem amândoi.